Neața bună, bine v-am regăsit, dragi telespectatori, vă spunem azi, marți, 21 octombrie 2014, la o nouă ediție a Ceaiului de dimineață. Ne-am întors din nou ca să facem show, avem știri foarte interesante în această dimineață. Ca de altfel, așa sunt toate știrile noastre în fiecare dimineață, nu? Dragi telespectatori, avem plăcerea și onoarea de a vă informa că nu ne merge site-ul vremea.com, nu știu de ce nu intră, dar mai încercăm, pentru că vedeți dumneavoastră încercarea moarte n-are și căutăm atunci altfel, pentru că întotdeauna mai există o variantă. Cred că cel care a spus că nu există, nu se poate, a avut dreptate. Da, ia să vedem. Da, ci că sunt 14 grade în acest moment la Satu Mare și avem prognozată o maximă de 15 grade, vă vine să credeți? Nu, mie nu prea vine să cred, dar mai încercăm o dată, nu vreau să dau peste vreun site din ăsta fantomă. Ba, maximă 15 grade, minimă 8 grade și sunt 14 grade în acest moment, moderat, ploaie în averse, umiditate 100%. Cerul va fi parțial înnorat și precipitații. Vânt 12 km la oră dinspre vest-sud-vest. Pe mâine avem prognozat o maximă de 15 grade, o minimă de doar 5 grade, dar vremea se răcește încet, încet, încet. Joi, prognoza e următoarea, da, și uitasem să vă spun, mă scuzați, 90% șanse de precipitații mâine, atât ziua cât și noaptea, umiditate între 90 și 97%, dacă ziua o să avem parte de un vânt care va bate ușor, 24 de km pe oră, dinspre sud, spre sud-est, ziua, noaptea o să avem un vânt de 17 km la oră dinspre vest. Așa, pe joi 23 octombrie, maxima 11 grade, minima 7 grade și vedeți dumneavoastră, ne tot coborâm, suntem pe o pantă descendentă. 80% șanse de precipitații joi, vânt 12 km la oră dinspre nord-vest, umiditate 90% ziua, 89% noaptea, șanse de precipitații noaptea 50%. Vineri, țineți-vă bine, vineri avem o maximă de 13 grade Celsius, o minimă de 2 grade Celsius, iar sâmbătă, maxima, în sfârșit soarele va răsări, o să avem cer parțial în oraș, șanse de precipitații 20%, noaptea 10%, 20% ziua, 10% noaptea și umiditate cuprinsă între 77-84% și va fi durere mare, în sensul că maxima zilei e de 12 grade, minima zilei minus 1. Deci va fi e frig, dar nu contează, o să ne dăm pe gheață. Derdeluș, știți că la noi se trezesc unii cam târziu cu cenușa, cu materialele antiderapante, cu, cum se numește? Se numește sarea. Da? Ca și sarea în bucate, e bună și pe trotuare. Duminică 26 octombrie, maxima zilei va fi de 11 grade, minima de 0 grade, șanse de precipitații 0%, cer senin. Atât ziua cât și noaptea, iar luni 27 octombrie, maxima zilei 12 grade, minima 1 grad, umiditate cuprinsă între 61 și 83%,
șanse de precipitații zero. Dar, cum vă spuneam, ne îndreptăm încet și sigur spre iarnă. Ce mai avem? Marți 28, 13 grade maxima, o minimă de doar 3 grade. Celsius aproape idem miercuri 29 octombrie, maxima zilei 12 grade Celsius, minima 3 grade Celsius, parțial înnorat în ambele zile, șanse de precipitații 10% marți și 20% miercuri. Acestea fiind zise, dragi telespectatori, să vedem cine a mai murit, cine a mai trăit. Intrăm pe Wikipedia să vedem. Așa, 21 octombrie. Pe 21 octombrie 1917 s-a născut Dizzy Gillespie, John Bears Gillespie, trompetist, compozitor și band leader american de jazz, decedat în 1993. 1920, Vladimir Hanga, jurist și scriitor român. 1923, Mihai Gafița, critic literar român. 1925, Virginia Zeani, soprană română. 1925, s-a născut Celia Cluz, cântăreață cubaneză, supranumită regina muzicii salsa. Da, probabil dumneai cânta la acordeon melodia aceea care făcea parte din filmul, din coloana sonoră a filmului de acțiune. Besame, besame mucho. Besame, cu ce înseamnă asta? Ah, știu, cu un distins președinte a României, da? 1930, Ivan Silaev, politician rus. N-am auzit de el, nici nu știu de ce l-au scris aici, probabil ca să umple un spațiu gol. 1931, Silvia Kerim, scriitoare româncă. 1936, Vartan Arachelian, ziarist și scriitor român de etnie armeană. De ce seamănă numele cu al lui Vosganian? Pentru că se termină cu Ian, exact ca la noi cu Escu. Escu. Blestemul lui Escu? Păi da, la noi ultimii patru președinți aveau numele de familie terminat cu Escu. Ia să vedem ce mai este. Da, 1940, Dumitru Tinu, ziarist român, decedat în 2003, da, știu, într-un accident de mașină. 1945, Nikita Mihalkov, actor și regizor rus. Un foarte bun regizor, dragi telespectatori. Nu el a fost, că deja am aruncat un ochi ciornie, da, ochii negri. În 1987, ba da, el a avut un film care s-a bucurat de mare, mare succes în Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, devenită ulterior Comunitatea Statelor Independente. Se dovedesc a fi nu prea independente pentru că depind în mare măsură de deciziile țarului Putin. 1954, Marcel Răducanu, fotbalist român stabilit în Germania. Da, a fost mare fotbalist român și mie îmi pare rău după fiecare om de valoare care scârbit de România noastră eternă și fascinantă alege să trăiască undeva afară numai să nu ne vadă, să nu ne audă. 1957, Wolfgang Ketterle, fizician german. În 1969 s-a născut, wow, Salman bin Hamad bin Ilisa al-Kamisha. Era să-mi rup liba, dar o mai zic o dată. Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, prinț moștenitor al Bahrain. Știu Bahrainul, un stat mic. Stă cu posteriorul, cu dosul pe o pungă de petrol. Și este nene, cașcavalul. 1974, Costel Busuioc, tenor român. Ah, celebru Costel Busuioc, cel care lucra săracul în Spania la construcții ca muncitor necalificat inițial, pe urmă dovedindu-se o revelație, un mare, mare tenor. A fost convins chiar de colegii de muncă spanioli să participe la concursul ăsta la români. Au talent, mi se pare, s-a remarcat el, nu mai știu. Așa. 1976, Lavinia Milošović, gimnastă româncă de etnie sârbă. Da, noi ne-am mândrit.
cu toți copiii acestei patrii, România, fără diferențe, fără a pune vreodată o etichetă, fără a face vreo deosebire, în egală măsură. Eu i-am iubit și iubesc și pe Lavinia Milošević, și pe Miodrag Belodedic, și pe Ladislav Bălăni, și pe Tibor Selime, și pe toți cei care au făcut ceva în țara asta sau afară pentru țara asta. Pe toți, fără nici o deosebire. Ăla care face vreo deosebire e un om care n-are o viziune. Și nu merită să stai de vorbă cu el, nu merită să-l bagi în seamă, pentru că eu consider că suntem cu toții copiii acestei țări. Cu toții. Indiferent de naționalitate, religie, culoarea pielii și așa mai departe. Trebuie să vă spun un lucru extraordinar. De curând am fost invitat la o nuntă de aur. Și domnul se numea Francisc, doamna Doinița. A ajuns microfonul la dumnealui și a spus un lucru extraordinar. Le-a fost greu la început, pentru că eram de două naționalități diferite, două religii diferite. E, n-am mai continuat, dar m-am gândit. Două anturaje diferite. E greu, așa-i? Dar când ai voință, se poate. Se poate. Când ai voință, ambiție. Și vedeți încă o dată, se dovedește că dragostea învinge totul. Că dragostea mută munții din loc. Și a spus un lucru. A primit din partea soției mai mult decât a meritat. A fost fabulos această propoziție. Am primit mai mult decât am meritat. Era parcă, nu știu, o mărturisire a bărbaților, a unui bărbat. Știți cum e cu bărbații. Nu mai... Iar unui prieten care a împlinit 45 de ani, i-am spus o altă variantă, i-am spus soției lui, dar era acolo. Am spus, da, acum a ajuns la maturitate și înțelepciune deplină, că se spune că undeva pe la 45 de ani bărbatului îi vine mintea la cap. Dar pe la 50 îi pleacă iară. Am început să râdă tot. Da? Nu știu cât e de adevărat. Astea sunt niște vorbe din popor, dragi telespectatori, și nu trebuie întotdeauna să le punem la suflet, să le luăm. Eu vă spun doar ce am auzit, pentru că, știți, am iubit întotdeauna oamenii și câteodată chiar am pierdut pentru că am avut mare încredere în oameni. Dar continui, asta nu m-a dezarmat. Nu am generalizat, nu i-am pus pe toți în aceeași oală niciodată, greșeală pe care o fac foarte mulți. Dar am învățat să fiu mai precaut. Eu am primit pe oricine, mă făceam prieten cu el în 2-3 minute, cu oricine. Sunt sociabil, volubil, sunt și un bun ascultător, nu numai un bun narator, să nu zic povestitor, că atunci m-a spune să vă citesc povești. Și am pierdut câteodată, pentru că am avut încredere în oameni. De ce? Că m-am lovit de excroși, dar după ce m-am fript odată de două ori, am învățat să-i selectez. Și dacă înainte aveam o ciurdă de prieteni, acum am câțiva. Dar sunt adevărați. Să vedem și pe Mondo News, pentru că mi se par foarte puține datele de naștere recente ale unor celebrități. Să ajungem mai spre final pe Mondo News. Da, 1994 a murit actorul american Burt Lancaster, laureat al premiului Nobel Oscar. Am înnebunit. Oscar în 1960. În 21 octombrie 1997, CEC s-a transformat dintr-o bancă de stat, lărgindu-și obiectul de activitate. Acordă credite și agenților economici mici și mijlocii, precum și statului și administrației publice locale și centrale. Ce mai avem? Avem noi așa ceva? Nu-mi vine să cred. Ba da, nu e vorba de noi. În 21 octombrie 1999 a murit inginerul Mihai M. Niță, membru corespondent al Academiei
internaționale de astronautică din 1969. Wow! Așa, în 21 octombrie 2002 a fost inaugurat metroul ușor, tramvaiul 41, care este acum cel mai modern mijloc de transport urban din întreaga țară. Linia are o lungime de 10,8 km și 15 stații pe fiecare sens de circulație. Pe traseu au fost scoase 27 de garnituri care sosesc în stații la interval de 3 minute, viteza de rulare fiind de 22 de km la oră față de 14 km la oră viteza comercială a unui tramvai obișnuit. Nu știu. Cel mai modern metrou cu care am fost e metroul din Paris. Linia cea mai tare e linia 9. Nu știu, ori 9, ori 12 și face legătura între cartierul modern, un cartier al funcționarilor, unde diverse firme își au sediile, se numește La Défense, cartier care în afară de zgârie norii din oțel și sticlă, a fost scos puțin în afara Parisului, de ce să nu strice atmosfera veche, atmosfera aceea de arhitecturală extraordinară. Are o replică a Arcului de Triumf. Face legătura între La Défense și cartierul rezidențial Château de Vincennes. E, trenul respectiv mi s-a spus că este cel mai modern, gariturile sunt foarte ok, iar roțile, ca să nu producă trepidații pe șine, pe așa ceva, sunt din cauciuc. Nu o să vă vină să credeți, nu are șine, are o bandă așa, o bandă din tablă. Din inox, din nu știu din ce, dar roțile sunt din cauciuc plin. E, are o viteză foarte bună, faci cam 40-45 de minute de la Château de Vincennes la cartierul La Défense și înapoi tot așa. A fost inaugurat Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc. Și totuși în tabăra românilor din diaspora, de la izvorul Mureșului, de ce nu s-a prezentat nici un politician român? Asta mă doare, să știți. Asta mă doare. Că avem exil, îi ajutăm pe românii din afara țării, dar îi ajutăm mai greu. Îi ajutăm mai greu. Noi ar trebui să luăm exemplu de la Ungaria, care își ajută toți maghiarii din afara granițelor Ungariei. Noi parcă nu știu, parcă nu-i vedem pe ăștia săracii. Deși românii care trăiesc în Serbia sunt pe cale de a fi deznaționalizați datorită politicii duse de statul sârb vis-a-vis de minorități. Lucru care nu poate decât să mă doară, pentru că avem acolo deja românii care își declară apartenența la națiunea română, dar nu mai știu limba română. Și atunci eu vă întreb, ce român e acela? Un român deznaționalizat, da? Cine este de vină? N-a spune că e el în totalitate, ci și autoritățile din țara respectivă care n-au dus o politică de protecție a minorităților naționale, așa cum face România. Și autoritățile din țara noastră, pentru că nu le-au cerut acelor autorități din țara respectivă să respecte legile internaționale în vigoare în acest moment cu privire la minorități, nu? Nu știu, e greu câteodată. Dragi telespectatori, 7:29 de minute, iată că avem amândouă cotidienele locale, începem revista presei. Mi-a mai rămas timp să vă spun doar principalele știri pe scurt. O să începem cu Gazeta de Nord-Vest. Comisarul șef Chiș a părăsit poliția pe ușa din dos. Rectificare cu plus pentru orașul Negrești. Editorial foarte, nu vă spun așa, că e subiect politic. Ciupercile pun pe jar autoritățile. Nunți anulate în ultimul moment. Problema apei potabile și-a găsit rezolvarea la Carei. Liga 4-a Elit Luceafărul scoate un punct pe terenul campioanei. Da, atât. Luăm, dragi telespectatori, acum
pauza publicitară, știri, videoclip, publicitate, ne întoarcem după. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen! Încă o dată bună dimineața, dragi telespectatori, am revenit din nou ca să facem show 8 și 19 minute. Avem niște povești foarte interesante astăzi și nu știu de ce, poate de la vremea asta am devenit puțin romantic, poate mai sensibil, nu? Eu care e mai greu cu sensibilitatea la mine, uneori sunt da dreptul grosolan. Dar acum, dragi telespectatori, am devenit sensibil privind un pui. Nu orice pui, un pui de vulpe polară, care va muri nu peste mult timp. De ce? Pentru că cei de la Burberry folosesc blana lui ca să facă ungule. Robi, dă-te rău fotografiile alea două. Ia uitați-vă aici. Cum să nu fiu sensibil? Dă-o și pe cealaltă, te rog, Robi. Așa, se numește Kimi și cei de la Virfoten, așa, Save Kimi, au demarat o campanie, salvați-l pe Kimi. Și pe pagina lor poți să le trimiți un e-mail de protest celor de la Casa Burberry, care folosesc Burberry, care folosesc blănurile naturale. Burberry în centrul unui scandal de proporții. Celebra casă de mod a intrat în vizorul organizațiilor care luptă pentru drepturile animalelor din cauza unei colecții de haine în care a folosit blănuri naturale. Organizația Virfoten sau Four Paws în engleză, patru lăbuțe, care are sediul central la Viena, s-a sesizat cu privire la natura blănurilor folosite de Burberry, lansând o campanie puternică împotriva casei de modă britanice. Activiștii s-au folosit de un pui de vulpe polară, Kimi. L-ați văzut? E încântător, e drăgălaș de-a dreptul. Chiar m-am gândit, oare nu i-a trecut nimănui prin cap să-și ia drept animalul de companie o asemenea minunăție? Că ăsta e parcă din desenele animate, parcă, nu știu, nepământean atât de frumos. Alb, alb, micuț, cu ochișorii aia negri, e fabulos. Așa, activiștii s-au folosit de un pui de vulpe polară, Kimi, născut într-o fermă din Finlanda. Potrivit Four Paws, animăluțul va fi ucis cel mai probabil în luna noiembrie, în așa zisul sezon de recoltare a blănurilor. Când o să cresc, o să fiu un guler de blană. Este mesajul care însoțește imaginea în care apare Kimi. E, se știe că aceste blănuri nu sunt deloc ieftine. Dar să comiți o crimă ca să vezi o doamnă răzgâiată, îmbuibată, cu animăluțul ăla încântător pe post de guler, adică blana lui. Ideea este următoarea. Îmi cer scuze dacă o să vă produc o indigestie, dar am văzut de la o fermă din vulpi din China, tot pe un site de ăsta șocant, filmarea. Cum sunt recoltate blănurile, știți ce fac ăștia? Iau de picioarele din spate și bat de beton până mor. Sau de perete. Deci așa execută chinezii. De ce? Nu-și permit să taie blana, nu-și permit să împuște ca să nu rămână cu o gaură, cu nu știu ce, și atunci blana trebuie să rămână intactă și izbesc cu capul de pereți până mor. Mi se pare că e o moarte groaznică, mor în chinul, efectiv. Nu e, să zici așa, de-asta ca la americani, o injecție letală sau ceva. Nu, nu. E scumpă. Deci, efectiv, aceste animale sunt maltratate. Și fac apel la dumneavoastră să intrați pe Four Paws,
să trimiteți un apel, un e-mail de protest la Casa Burberry. Poate în urma acestei campanii vor renunța și bocotanele alea. Nu știu, că am impresia că de fapt cine își cumpără de-astea? Parvenitele. Alea ale căror soț au dat cu subsemnatul deja pe la DNA sau au îmbrăcat pijamăluțe noi. În hotelul Ministerului Justiției, la Beci. Acolo unde alții mai răi, peste vreo 2-3 zile la duș, vor spune, mi-am scăpat săpunul. Ia ridică-l. Continuarea, o știți cu toții, nu trebuie să vă spun, da? Da, aceasta a fost imaginea în care apare Kimi. A fost publicată cu scopul de a trage un semnal de alarmă la nivel mondial cu privire la existența fermelor ce cresc animale pentru blănurile folosite în lumea modei. Dacă britanicii ar cunoaște ororile care se întâmplă în aceste ferme de blănuri din Finlanda, ce furnizează blănuri pentru companii ca Burberry, ar fi șocați. Campania de salvare a lui Kimi își propune să le arate aceste lucruri prin intermediul experienței unei vulpi, Kimi, care este crescută într-o asemenea fermă finlandeză pentru blana sa, a declarat Julie Sanders, directoarea filialei din Marea Britanie a organizației For Pets. Patru lăbuțe. 125.000 de semnături a strâns până în prezent organizația For Pups pentru salvarea micuței Kimi. Nu, sunt mai multe, m-am uitat acum. Românii și-au spus cuvântul. Sunt 147.000 deja. Ce înseamnă asta? Că mai sunt oameni cărora le pasă. Că mai sunt oameni care se gândesc că nu e ok să distrugem tot ce e viu în jurul nostru. Începând de la pădure până la alte asemenea animale lipsite de apărare. Nu este ok. Pentru că ne autodistrugem. Americanii au calculat că dacă vom merge în halul acesta în continuare cu poluarea, în jurul anului 2100 planeta Terra va deveni nelocuibilă. Adică nu o să mai poate exista viață pe ea. Că ne otrăvim pur și simplu apa prin toate deversările chimice. Ne sinucidem încet, dar sigur, e ca un cancer care ne macină pe toți. Din păcate, asta pentru ce? Pentru niște bani. Ce face cu banii respectivul mare magnat? Îi pune în bancă, da? În loc să încerce să facă cu ei o stație de epurare, de curățare, nu știu ce, îi pune în bancă. Moare și banii tot în bancă sunt. Și face praf ăla, răzgheatul, copilul prost crescut al lui. Dacă nu l-a inițiat de mic în afaceri, eu cunosc personal două cazuri aici în satul mare de oameni de afaceri care și-au băgat copiii în pâine de mici. Aceștia chiar lucrează. Dar mai știu și pe alții care, în afară de scandaluri și băutură și alcoale și potoale și distracții de-astea insolite, n-au reușit să facă altceva, nimic. Nimic. Depinde foarte mult de la caz la caz cum văd părinții lucrurile. Unii spun, lasă-mă să aibă el dacă n-am avut eu. Da, dar dacă n-ai avut o pușcărie, poate o să aibă și pe aia. Poate o să aibă el și pe aia. Acum un caz halucinant. Arestat pentru că avea 4 soții, țineți-vă bine, 7 logotnice și 5 iubite. Patru soții, da, ați auzit bine. 7 logotnice și 5 iubite. Asta e mai tare ca filmul ăla în care apărea Hugh Grant, 4 nunți și o mormântare. Ăsta 4 soții avea deja. Avea și 7 logotnice și 5 iubite, per total 16 femei. Unde Dumnezeu să ai timp de toate? Deci stau eu să mă întreb așa, dar le-a manipulat probabil. Ăsta este un expert, dragi telespectatori, în artul de la mugur, în arta iubirii. Un austriac a fost arestat după ce s-a aflat, păi da, se numește poligamie, după ce s-a aflat că are 4 soții și mai multe logotnice. Tânărul se folosea de femei pentru a face rost de bani. Un tânăr din Austria, pe numele său Sonko Tijan, dar din Austria era și ăla, femeia bărbat, nu? Cum se numea? Conchita Wurst, tot din Austria era. Nu știu ce se întâmplă acolo în Austria, dar ceva nu este foarte ok.
Un bărbat din Austria, pe numele Sonko Tijan, a fost arestat după ce una din soțiile lui a aflat de pe rețelele de socializare. Bată-le baie, rețele de socializare. Ați văzut de ce nu mi-am făcut Facebook. A aflat de pe rețelele de socializare că bărbatul alături de care trăia mai avea o nevastă. Femeia a luat legătura cu cea de-a doua soție. Cele două au descoperit că ele nu sunt singurele în viața lui Sonko și au anunțat autoritățile. Oamenii legii au aflat că bărbatul avea 4 soții, 7 logodnice și alte 5 iubite. De origine din Gambia, el are 4 soții, iar 2 dintre prietenele sale sunt gravide. El se folosea de toate femeile din viața lui pentru a avea unde să doarmă și ce mânca, dar și pentru a împrumuta bani de la ele. Ăsta a fost un profitor de la cu care mami, uite, până îmi găsesc de lucru, m-a dat patronul afară, dă niște bani. Dar de fapt, știi ce? Dă-mi portofelul cu totul la salariu, ți-l dau înapoi. Nu pot să cred că este un om în deplinătatea facultăților mentale. Și acum ce vă spun, cei căsătoriți au să confirme. Prietenii dumneavoastră căsătoriți. Câteodată și o femeie îți este prea mult. Dar ce Dumnezeu te faci cu 16? Că te bagă înainte de termen în groapă. Hai să fii serios. Femeia este vârful lanțului trofic. Prădătorul suprem. Cum? Nu mă credeți? Uitați-vă în jurul dumneavoastră. De obicei, cam așa se întâmplă. Femeia îl prăduiește de bani de toți banii pe bărbat. Cum să nu fie prădătorul suprem? Vârful lanțului trofic, care mâncă efectiv zilele bărbatului, nu? Glumeam să nu mă acționați în instanță careva, pentru că avocatul meu va folosi tocmai aceste imagini să înregistrează toată emisiunea. Ca să demonstreze că a fost o glumă, da? Deci să nu mă luați în serios, dar... Iată că asistenta din Spania, contaminată cu Ebola, s-a vindecat. Dragi telespectatori, eu cred că mai există și miracole. Sunt și minuni dumnezeiești în care noi trebuie să credem. Trebuie să privim această pandemie cu optimism. Îi spun pandemie pentru că încă nu este, dar va urma. Pandemia înseamnă o epidemie la nivel global. Vom ajunge acolo. Asistenta medicală din Spania, prima persoană contaminată cu Ebola în afara Africii, a învins boala. Teresa Romero, în vârstă de 44 de ani, internată pe 6 octombrie la Spitalul Carlos III din Madrid, a fost supusă duminică unui nou test, iar rezultatul acestuia este negativ. Potrivit unui comunicat al Comitetului Interministerial însărcinat cu monitorizarea amenințării pe care o reprezintă acest virus în Spania. Mai mult, starea sa de sănătate are o evoluție favorabilă, iar Teresa urmează să fie supusă la un al doilea test. Medicii nu au dezvăluit metodele folosite pentru tratament. Se știe că, printre altele, pentru tratarea ei a fost folosit ser sanguin cu anticorpi recoltat de la persoane care s-au vindecat de Ebola. Teresa Romero este prima persoană care s-a îmbolnăvit de Ebola în Europa. Ea a îngrijit într-un spital din Spania un preot care s-a îmbolnăvit în Africa și ulterior a murit. Probabil Dumnezeu a vrut să-i mulțumească pentru faptul că a îngrijit un preot. Dar, dragi telespectatori, vă spun ceva, ei nu se gândesc Organizația Mondială a Sănătății. Cei care s-au vindecat de Ebola, am studiat boala de la simptome până la diagnostice, tot, tratament. Cei care s-au vindecat de Ebola sunt imuni pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. Aceia trebuie să fie trimiși să-i îngrijească pe bolnavii de Ebola și atunci se limitează riscul de contaminare. M-ați înțeles ce vreau să spun? Adică dacă trimiți unul care s-a vindecat de Ebola, n-are cum să ia boala, virusul, pentru că l-a avut deja și s-a vindecat. El nu mai este contagios, poate să aibă grijă de bolnavul care e pe patul de spital, fără să se teamă că, vezi, Doamne, se îmbolnăvește. Nu, e imun, are niște anticorpi extraordinari. Deci cei care se vindecă, deși am înțeles că procentajul e foarte mic, undeva la 20%. 80% din cei care au contractat acest virus se curăță. Dar 20% nu știu cum, încurcate și de nepătruns în căile Domnului. Și poate, așa cum spunea cineva, poate această boală
a fost trimisă tocmai ca să ne pedepsească. Nu știm. Nu știm de unde, ce, cum se întâmplă, unde se ajunge, dar vă spun un lucru. Încet, încet își face loc în Europa și în America. La noi nu-mi fac griji, că nimeni din Africa nu vrea să vină în România. Toți vor să meargă la lucru în Anglia, în America, în Germania, în Spania. Noi și la asta, noi și japonezii. De ce? Pentru că japonezii sunt înainte cu un secol și noi suntem la un secol în urmă față de ăștia la alții. Așa că nu vom lua boala, sunt absolut sigur. Deși am spus în una din edițiile precedente că dacă e să ajungă vreun caz aici, mă încred în doctorul Raed Arafat. Am mare încredere în el și în capacitatea lui de a organiza o carantină perfectă, astfel încât să nu avem un al doilea, al treilea, al zecelea, al douăzecelea caz. Dacă o țară africană a reușit să limiteze, și mă refer la Senegal. Senegalezii au fost atât de prevăzători încât nu au nici un singur caz. Automat au spus, pe aici nu mai intră nimeni, de acolo nu vine nimeni, n-au permis accesul în țară a persoanelor din Africa de Vest. Nepermițând accesul, n-au apărut în zonă oameni contaminați. Și în felul acesta au salvat un popor. E foarte simplu, au închis frontiera și a spus, ne-am sobot, aici nu vine nimeni tu. Da, între timp un angajat ONU bolnav de Ebola a decedat în Sierra Leone. Bărbatul a decedat duminică. Da, îmi pare foarte rău pentru el. Dragi telespectatori, luăm acum pauza publicitară, ne întoarcem. Neața bună, dragi telespectatori, bine v-am regăsit, iată, a sosit invitatul nostru, un vechi prieten, Marian Halas de la CSM Satu Mare, vicecampion european la judo, multiplu campion național, unul dintre cei mai buni judocani pe care a avut vreodată Sătmarul, a sosit, are mânușa albă, nouă, neața Marian, bine ai venit! Bună dimineața și îți mulțumesc pentru invitație. Și pentru că tu ești un susținător activ al judo-ului sudmarean și de fiecare dată amintești rezultatele pe care noi le obținem. Mulțumesc! Marian, n-ai de ce. Deci, uite, sincer spun, mie popicele, handball, fotbal, astea, alte toate, îmi cer scuze, dragi telespectatori, dar trebuie să fiu sincer, nu spun mare lucru. Pentru mine, sporturile adevărate sunt cele de contact. Judo, karate, kung fu, toate astea, K1 îmi place de asemenea foarte mult. Sunt sporturile pe care le urmăresc cu interes. În afară de wrestling, care eu cred că e teatru, dar MMA-ul îmi place. Nu ești de părerea mea, că wrestling-ul, eu cred că e acolo teatru, actorie universală. Wrestling-ul e un show care se vinde foarte bine în America. Și dacă fac bani, ei continuă, dar nu e lupta adevărată. Asta spuneam și eu, că prea mă uitam așa la câte un meci de ăsta. Prea mulți pumni în cap, ia câte un colos de ăla și nu pică. A, mă, las-o. Prefer boxul, nu? Și l-avem pe bute, chiar a fost Leonardo Roftei. Da, la inaugurarea sălii de la Voința, dar noi am fost plecați, dar am văzut în presă. Da, ați fost la Baia Mare, la campionatul național. La Iași. Și ați avut niște rezultate excepționale. La Iași am fost. La Iași? La Iași. Acum ultimul concurs. Dar ați fost și la Baia Mare, nu? Am fost și la Baia Mare, am fost în multe locuri. Acum ultimul am fost la Iași. Vineri am făcut deplasarea, duminică noapte ne-am întors după competiție, unde au avut loc finala campionatului național de senior individual. Satu Mare a obținut un număr de 6 medalii, un rezultat foarte bun. Onorabil. Da, deci până acum niciodată n-am avut atâtea medalii la o singură ediție. Am cucerit 5 medalii de bronz și o medalie de aur. Dacă soarta era de partea noastră, eu zic că puteam avea o performanță și mai bună, dar suntem mulțumiți și cu asta.
Aș vrea să amintesc sportivii care au luat medalia la această ediție. Seleș Cristian la categoria 60 a luat medalia de bronz. Lazar Remus la 66 de kg medalia de bronz. Nicolaescu Eduard la 73 de kg medalia de bronz. Shamel Orand la categoria 100 de kg medalia de bronz. Și la categoria Open tot medalia de bronz, tot Shamel Orand. Performanța cea mai bună a realizat-o Cristian Bodârlău la categoria 90, devenind campion național. O clasare pe locul 5 a avut-o Popovidiu. Și în final și eu m-am clasat pe locul 5, pe motivul că n-am putut să mai continui concursul. În semifinal am suferit o accidentare care m-a scos din competiție. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa, dar intră puțin în detalii. Cum s-a întâmplat? Deci ți-ai tras această mânușă? Totuși vine iarna, știu că iarna se poartă albă așa de camuflaj, dar ai tras-o înainte de sezon, ți-ai tras mânușa asta. N-aș vrea să-ți înspăimântez telespectatorul, că știu că tu ai telespectator finuț și mai sensibil poate, dar am avut o accidentare destul de urât. Am încercat o proiectare, adversarul m-a contrat și în cădere eram în aer să-i evit, să-i schivez, să nu cad pe spate, să-mi dea punct, da. Am pus mâna jos și mi-a ieșit cotul invers, mi s-a îndoit de invers mâna. Da, deci destul de urât și n-am putut să mai continui, am folosit urgențe, mi-am pus mâna în gips și acum vreo o lună jumate, două luni cu recuperare tot, până îmi revin. Foarte, foarte tare. Deci nu pot să cred. Într-adevăr, da, te mai doare? Acum nu mă doare, dar am avut noroc, deci pe margine era socrul meu care mă conducea în timpul meciului. Și mâna stătea îndoită invers, asistent acolo, doctorița stătea acolo, nu știu, până a intervenit, socul a venit și mi-a pus direct la loc, în 2-3 secunde. Vasile, e mai versat decât Versace, stai liniști, că dacă nu... știu pe... E vorba de Vasile Fușle, senior, este socul domnului Maria Halas și îl știu de vreo 20 de ani, cel puțin, dacă nu mai mult, mai mult. Și este... cum se spune, uns cu toate arifile. Vasile le știe. Da, până zic, are experiență în cariera, dar antrenor a mai întâlnit asemenea situații. Și a venit și mi-a pus repede mâna la loc. Da, cu cât stă mai mult așa, cu atât e mai dureros, pe urmă, mai greu să revii, pentru că se întind toate, da, într-adevăr. Și ți l-a pus dintr-una, așa? Da, mi l-a pus la loc, da. Știa despre ce-i vorba. Da, da, păi s-a văzut. Hai, extraordinar. Așa am mai văzut odată cum mi-au pus la loc unuia rotula. Da. Deci, sunt niște cazuri, dragi telespectatori, s-am văzut cum i-a pus umărul, da. Da. I-a pus piciorul în piept și a tras dintr-o dată. Sunt într-adevăr, dragi telespectatori, niște cazuri deosebite, dar oamenii care știu ce să facă, ați auzit, doctorița s-a uitat și s-a scârpinat în cap, n-a știut ce să facă, s-a speriat și a zis, în dulcele graie românesc, iștenem cu ăsta ce facem. Și... uite că ești mai bine. Cât timp îți trebuie să-ți revii? Da, deci voi sta imobilizat vreo 3 săptămâni în gips și apoi va începe perioada de recuperare. Asta în situația în care nu am și ligamentele rupte. Voi face un remene și o să văd mai exact. Da, pe respectivul adversar ți l-ai notat? Să-l ții minte. Să-l ții, nu, că ai o poliță de plătit, o datorie. Se spune că totul pe lumea asta se plătește, inclusiv datoriile. Nu, și a cerut scuze, după aia pe asta îl cunosc, că l-am învins anul ăsta. Deci normal trebuia să câștig, să intru în finală. Dar așa s-a întâmplat. Așa a fost să fie, acum știi, sunt zile bune, sunt zile mai rele. Tu ai nimerit una dintre ele, din păcate. Cum de n-a participat... cum natul tău, Vasilică, sau cum da, Florin Vasi, n-am participat? Vasi, ei au fost delegați în brigada de arbitri. Ei, Vasi, arbitru continental, Florin, arbitru național, și au fost delegați ca și arbitri. Și au condus sportivii din cadrul de arbitri. Vasile, cum natul tău este foarte bine văzut, mai ales după ce a fost în Statele Unite. Am înțeles că e bine văzut la federație. Da, păi are și vechime ca arbitru vreo 12 sau 15 ani, că mai mult cred că nu mai știu cât are ca arbitru. Că trebuie o vechime să treci de la un nivel altul, nu poți să treci așa doar, el e arbitru continental. Exact despre asta vorbeam astăzi cu cineva în această dimineață. Există unii care vor să ardă niște etape, să sară peste niște trepte. Nu se poate și nu-i recomandat. N-ai cum. Și nu-i recomandat. Exact cum vă spuneam, că în timp avansând, în afară de inteligență, capeți și înțelepciune.
înțelepciune, pentru că trebuie sânge rece să gândești la momentul potrivit, un moment de criză sau asta, cum a fost, de exemplu, socrul lui Marian, Vasile Fuse, seniorul. S-a dus și dintr-una l-a rezolvat în timp ce cadrele medicale s-au cam panicat, nu? Da. Aș vrea să spun că această competiție a culminat pentru noi doar toamna competițională, că noi înainte de acest campionat național am avut încă două competiții de nivel înalt, Cupa Europei la Belgrad și Campionatul Balcanic, unde judoca sudmăreni s-au comportat frumos. La Balcaniad am reușit la proba de individual 3 medalii de bronz și în proba pe echipe am devenit campion balcanici. Deci un rezultat care tot așa este în premieră în județul nostru, în orașul nostru. Cum a fost organizarea la Sârbia? La Belgrad? La Cupa Europei la Belgrad, da. Foarte frumoasă. E Cupa Europei. La această competiție se implică și forurile europene și mondiale, deci nu ține doar de federația de unde se face, da. Așa, la un nivel foarte ridicat organizarea. Deci avem de învățat la capitolul ăsta. Știu, dar toți cei care participă la concursuri internaționale, indiferent că vine vorba de Ungaria, de Slovacia, de asta spun toți, organizare exemplară. Ungurii sunt experți în asta, au întotdeauna organizare la milimetru, nu se întârzie, fiecare știe ce are de făcut. La noi dau bulup, trei într-o parte, într-o direcție și în cealaltă nu-i nimeni. Cam așa. Nu, ai întârziat, nu mai te prind pe ăsta, ai pierdut. Ai timp de 30 secunde, te anunță la microfon, 30 secunde nu te-ai prezentat, la revedere, ai pierdut. 30 de deci secunde. Deci tot e calculat, tot e ăsta. De ce să dăm noi concurs peste cap pentru XY care nu se prezintă la timp? Da, care vede că nu se lasă așteptat. Da, trebuie să respecti niște criterii, niște pași, cum ai spus tu. Așa, dacă nu ești la timp acolo, nu dăm noi concurs peste cap pentru tine. Exact. Nu te-ai prezentat. Și ai pierdut, așa. Da, și după cum spuneam, asta a fost competiția, a fost la Belgrad, Cupa Europei, unde judoca sudmăreni, tot acolo am reușit două medalii de bronz, un loc cu întâi și un loc cu cinci. La această competiție rezultatele sunt foarte bune. Ce urmează? Urmează acum, în viitorul apropiat, chiar acum sâmbătă, am fost invitați la Cluj de către domnul Florin Bercean, care este antrenor coordonator la luptele naționale de judo masculin feminin, la o competiție, un memorial în memoria, da, unui fost antrenor mare la Cluj, un concurs pe echipe, unde vom face deplasarea acum sâmbătă. Săptămâna viitoare avem un sportiv, Cristian Bodărlău, care alături de echipa națională participă la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, care această competiție contează foarte mult pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Așa, și în luna viitoare, noiembrie, avem un sportiv avem sigur care va participa la campionatul european de tineret, Nicolescu Eduard, în categoria 73 de kilograme, care sigur participă alături de Federația Română de Judo, și avem în vedere și pe sportivul Sereș Cristian să facă deplasarea pe banii clubului. Asta încă nu știu, sigur vom vedea. Și cam astea ar fi ultimele competiții de la tu ești implicat și în procesul de pregătire a echipei. Da, deci alături de Vasile, nu? Da, da, împreună facem pregătirea, punem la punct planul competițional, planul de pregătire. Avem de lucru. Se practică și la voi studierea viitorului adversar? Vă uitați absolut la un meci de-a lui? Absolut, mai ales acum că avem la îndemână toată tehnologia asta. Mai intri pe YouTube, numele lui îți arată pe ce parte se bate, ce procedee face, cum ia priza, e foarte important. Deci vă studiați puțin adversarul înainte. Absolut, important, asta face așa parte din pregătirea noastră ca antrenor și a sportivilor. Asta, da, deja face parte din pregătire, da. Păi, se cam practică de la Napoleon încoace, care își făcea planul tactic înainte, nu? Și schema, la fel e recomandat și în cazul vostru, dar am vrut să văd dacă merge și la voi. Că știu că în alte discipline studiază intens toate mișcările adversarilor, le descompun, le reanalizează și în funcție de își compun tactica. Cui ai vrea să mulțumești? Cine te-a ajutat? Deci pentru realizarea acestor performanțe deosebite, le numesc eu, care le-a obținut judoca sudmăreni, în primul rând clubul sportiv municipal, care ne pune la dispoziție toate condițiile de pregătire și de a participa la aceste competiții, și prin domnul președinte Neagu Valeriu și Consiliul Local, care din și ne-a luat cu bugetul și banii, domnul primar, și le mulțumim pe această cale. Acum poate nu vine în minte toți și tuturor care ne sprijină, da, implicit ție și mass media și asta.
Păi eu mie mi se pare normal să vă sprijin, pentru că e cazul să ne mândrim cu voi și să vă dăm exemple, astfel încât copiii să vă vadă și să-și dorească să ajungă și ei, nu să stea în fața blocului să bată mingea sau să ajungă infractori, cum a fost cazul de săptămâna cealaltă cu aia 7 care au tâlhărit o persoană pe dig. Deci mai bine sport și mișcare decât lene, trândăvie, sfârșită cu consum de droguri, beții crunte și de-astea alte infracțiuni, nu? Oricând e bine cunoscută pe mapamond vorba mens sana in corpore sano, nu? Perfect. Marian, îți mulțumesc că ne-ai onorat cu prezența, îți doresc mult, mult succes pe viitor, să te vindești repede. Nu știu ce trebuie pus pe mânușa ta acolo, dar ceva trebuie pus să se vindece mai repede. Eu cred că timpul, dar trebuie să aștept să treacă timpul. Înainte aș vrea să mai fac un anunț pentru toți doritorii de sport, care, în special judo, care vor să practice. Așteptăm la sala de sport a liceului CFR, în incinta liceului CFR, pentru copii de la vârsta de 8 ani, luni și joi de la ora 5:30, care doresc să practice judo. Și deci pe gratis, fără niciun cost, că mulți mă întreabă, dar cât costă abonamentul pe lună? Domnule, noi nu facem pentru voi, pentru sădmăreni facem această meserie. Așteptăm pe cât mai mulți și pentru amatorii mai în vârstă, de la ora 19, tot luni și joi de la ora 19. Ne așteptăm. Da. Îți mulțumesc încă o dată și acum, dragi telespectatori, Bancul Zilei, iese politicianul de la pușcărie și spune: în prima zi de pușcărie, colegul meu de cameră m-a fixat cu privirea și mi-a spus: dacă vreodată te apropii de mine, te omor. Când dormim, să nu mă atingi, auzi? Nici măcar să nu te bagi în seamă. Marfă, mi-a zis, nici n-am ajuns bine aici și deja sunt însurat. Vă doresc o zi bună tuturor, iar acum urmează Mr. Florin Mureșan cu știrile din sport. Sunt DJ Gabi, vă dau întâlnire pe mâine dimineață. Bye bye. Bună dimineața, Gabi, bună dimineața, Marian, și bună dimineața telespectatorilor noștri. Da, ați văzut ce s-a întâmplat în weekend din punct de vedere al judoului. Încă o dată felicitări. Ați văzut conferința de presă și aseară în emisiunea aia, Săptămâna Sportivă, conferința de presă organizată de cei de la judo, de la CSM Satu Mare. Încă o dată felicitări pentru medaliile cucerite la campionatele naționale de seniori. Trecem la celelalte informații din sportul sădmărean. Liga 4-a de elit, rezultatele etapei a 9-a, etapă jucată sâmbătă și duminică. Someșul Loar, Luceafărul Decebal 1-1, Talna Orașul 9, Olimpia 2, Satu Mare 0-3, Doba Ardud 5-3, Cămin Turul Micula 2-1, tot 2-1 Știința Beltiug cu Viitorul Vetiș și Recolta Dorolți cu Unirea Tășnad 8-0. Pe primul loc, formația din Oar cu 20 de puncte, Orașul Nou e pe 2 cu 19 puncte, iar pe 3 Luceafărul Decebal cu 17 puncte. La sfârșitul acestei săptămâni, un alt meci interesant în Liga 4 de elită. La Orașul Nou se va întâlni formația locală Talna, antrenată de Dacian Nastai, cu campioana în titlu a Ligii a 4-a, Someșul Oara. Așadar, meci interesant în weekend la Orașul Nou. Tot legat de fotbalul județean, în Liga 4-a s-a jucat etapa cu numărul 8. În Serie A conduce Livada cu 20 de puncte, în Serie B Moftinul Mic cu 21 de puncte. Trecem și la celelalte sporturi, altele decât fotbalul. Mani Deneș câștigă etapă după etapă. Avea deja asigurat titlul de campion național al 7-lea la Enduro Cross, însă a câștigat și etapa de la Bran detașat. S-a fost o pregătire, un antrenament, cum spune el, pentru Dakar. Își pregătește motorul deja pentru că luna viitoare îl va îmbarca pe vapor cu destinația America de Sud, Argentina. Din fericire, îl vom avea pe Mani Deneș la Raliul Dakar, ediția 2015, raliu care va începe pe 1 ianuarie. Așadar, de pe acum, pregătiri pentru Mani Deneș în ceea ce privește participarea la un nou Dakar. Și ar mai fi de spus că avem rezultate bune la dans sportiv, și cei de la Loga Dance și cei de la Royal Dance Club au participat la Timișoara la un turneu internațional, la o competiție internațională la Timișoara în weekend acolo. Rezultate foarte bune și pentru Royal Dance Club și pentru Loga Dance School. Mai multe amănunte atât în gazeta de astăzi cât și în gazeta de Nord-Vest de mâine. Ne revedem și mâine dimineață la aceeași oră. Să aveți o zi frumoasă alături de Nord-Vest TV. We'll be right back.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, like-ul